Ne-am întors la știri. SUA pregătește un nou ajutor militar pentru Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că SUA vor anunța un nou pachet de arme pentru Ucraina în zilele următoare. Acesta include sisteme de lansare de rachete multiple HIMARS și proiectile. We will continue to provide Ukraine with historic levels of security assistance. Later this week, the administration will announce the next presidential drawdown package of weapons and equipment for Ukraine. It will be the 16th such drawdown to support Ukraine since the president took office. De la începutul războiului, Statele Unite au oferit un ajutor pentru apărare în valoare de 8 miliarde de dolari, inclusiv 2,2 miliarde de dolari luna trecută. John Kirby a declarat că Rusia pregătește terenul pentru anexarea teritoriului ucrainean. Pentru a-și atinge acest obiectiv, statul rus numește oficiali cu împuterniciri nelegitime în zonele aflate sub controlul său. Mai mult decât atât, încearcă să exercite un control total asupra câștigurilor sale din est. We have information including from downgraded intelligence about how Russia is laying the groundwork to annex Ukrainian territory that it controls in direct violation of Ukraine's sovereignty. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă că rușii se pregătesc să instaleze autorități proruse, să stabilească rubla ca monedă implicită și să forțeze locuitorii să solicite cetățenia rusă. Aceeași tactică a fost folosită și în 2014, când Rusia a anunțat că anexează Crimea după ce a preluat-o de la Ucraina, a mai spus Kirby. Comunitatea internațională consideră că anexarea Crimeei este ilegală. La începutul lunii iunie, Alexei Arestovici, un consilier al președintelui Zelensky, a declarat că Ucraina avea nevoie de 60 de lansatoare de rachete multiple, mult mai multe decât au promis până acum Marea Britanie și Statele Unite, pentru a avea o șansă de a învinge Rusia. Statele Unite și aliații săi au furnizat Ucrainei arme în valoare de miliarde de dolari de la începutul invaziei, inclusiv arme cu rază lungă de acțiune, despre care Kievul spune că încep să ajute pe câmpul de luptă.